Apropo de evaluarea asta, că se tot vorbește, dar aici sunt păreri pro și contra. Dom'le, se spune că rușii au făcut exact ce au vrut în Ucraina. Sunt alte păreri care spun, nu domne, s-au împotmolit exact cum spunea și dumneavoastră și capacitatea lor de război, nici vorbă, spun și general american și așa mai departe, nu mai este ceea ce era odată. Care este adevărul, domnule ministru? Ăsta din urmă. Dacă Rusia, mă rog, politic, economic și așa mai departe, este în situația actuală, din punct de vedere militar, un mit a dispărut. Mitul invincibilității armatei ruse a dispărut. Și din punctul ăsta de vedere, ei au recurs la distrugerea clasică, pe care au folosit-o și în al doilea război mondial. Au făcut zop tot ce au întâlnit în cale. Pentru că altfel... Păi și nu asta și-au propus? Nu știu dacă și-au propus asta, că la început, dacă ne luăm după declarații, au spus că, domnule, nu vrem să luptăm, armata ucraineană să-și depună armele, cetățenii să meargă în colonați acasă, că nu li se va întâmpla nimic și așa mai departe. Și pe urmă au ajuns la distrugerile respective. Dar, de pildă, chestiunea asta că folosesc arme care sunt nediscriminatorii, adică nu mai au arme de precizie. Asta nu e o schimbare de tactică, e faptul că nu mai dispuneau de arme de precizie. Eu am citit o analiză în care se spune și făcută de americani că dacă ar fi vrut, ar fi distrus mult mai mult și au avut grijă să nu atingă foarte multe ținte civile. E o analiză făcută de americani. Nu... Domnule, că puteau să Marius facă mai numele. Multe. Marius, că puteau să facă și mai mult rău, da. Nu mă îndoiesc. Păi bun. Dar că au făcut suficient de rău, nici de asta nu mă îndoiesc. Păi asta se vede. Păi, asta dar, eu cred că au distrus Ucraina și apropo de invincibilitate și de căderea unui chinezii au promis că îi ajută să o reconstruiesc. Bineînțeles, normal, dar trebuie să încaseze ceva de undeva și dăm noi banii europeni ca să ia banii chinezii. În continuare trebuie să mă fac avocatul diavolului, domnule ministru. Măi, astă seară cred că te-ai împrietenit bine cu diavolul, că numai avocatul na, lui păi ai da, fost. Avocatul cui să fiu? Că al de, meu! De partea asta, avocatul dumneavoastră, că sunt eu întotdeauna. Eu nu sunt diavolul. Păi nu, dar dumneavoastră spuneți, domnule, că a căzut un mit, armata rusă. Da. Păi au distrus Ucraina. I-au adus la masa negocierilor. Și? Ce-au câștigat politic? Păi ce-au câștigat? Întrebarea mea. Păi da, nu, pentru că utilizarea, după aceea, instrumentul vorbim militar... Vorbim după aceea de chestia politică, instrumentul da? Militar e utilizat pentru realizarea unui păi, scop politic. Da, și scop, ce au obținut? Păi scopul politic este următorul, vă citesc imediat. Scopul politic este să cele două republici separatiste să facă referendum eventual să fie atașate Rusiei. Atenție! Da, și Crimea... Da. Crimea. Da. Aici este așa. Aici este punctul de inflexiune și mare să ce? Să fie recunoscută de către Zelenski și Ucraina ca aparține păi Rusiei. Întrebarea mea atunci este de ce au nevoie rușii din moment ce au socotit că au procedat legal și că Crimea e bine mersi. Păi au nevoie ca acest lucru să fie consfințit printr-un tratat. Auziți, Marius. Marius. Nu ne înțelegem, domnul ministru, și nu ne-am văzut de mult. Trebuie să probabil. Ne mai apropiem. Păi să asta vor. De ce? Că vor să fie într-un tratat, că nu există nicăieri. Ucraina dar vreau a luat-o cu japca. Când ei au cerut la început, domnule, vrem garanții juridice prin tratate că Ucraina nu intră în NATO, că NATO iese afară și nu știu ce. Ei nu s-au gândit ce a putut să facă Trump? Că Trump a spus, zice, domnule, astea, tratatele astea de mâine nu mai sunt valabile pentru noi. La revedere. Deci ce garanție juridică poți să obții în condițiile astea? Păi da, dar e momentul în care au garanția asta, o să fluture acest armisticiu. Domnule ministru, haideți ca să începem să ne împăcăm. Da, haide, pentru că suntem foarte certați. Să spun eu la chestia asta. Deci obiectivul fundamental al lor, așa pe care l-a anunțat Putin la început, a fost să scape de conducerea actuală, pe care o considera nazistă, să denazifice și să dezarmeze Ucraina și în momentul de față au rămas să asigure independența Donețcului și Luganscului. Un obiectiv secundar transformat în obiectiv principal pentru că n-au atins obiectivul principal. Nu, Crimea este. Crimea, nu vă luați după fentă. Crimea este obiectivul principal. Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic. Uite, apropo de faptul că ei mitul armatei asta rusește a căzut, acum 6 minute, Sky News. Rusia atrage rachete hipersonice asupra țintelor militare, spun Statele Unite. Poftiți? Deci cum? Asupra țintelor? Deci, asupra țintelor militare din Ucraina, spun Statele Unite, la Sky News.
Deși există un optimism prudent că un acord de pace s-ar putea apropia, o nouă revelație din partea oficialului american din apărare ar părea să indice că nu există nicio perspectivă imediată de încetare a focului. În alt oficial, cred că e vorba despre Blinken, da? A spus că Rusia a tras rachete hipersonice asupra țintelor militare din Ucraina. Aceste rachete pot călători, nu pot călători, că e greu cu limba română. Se pot deplasa, că nu sunt într-o călătorie de... Nu au plecat în vacanță. Aceste rachete pot traversa, pot ajunge de câteva ori mai repede decât viteza sunetului. Vom aduce mai multe amănunte pe măsură ce o să auziți, le avem. Astea merg așa de Marius, repede. Marius, încât... numele domnului ministru, cred că ne-am certăm în seara asta. Da, auziți, vorbiți cu publicul larg. Rachetele astea sunt așa de rapide încât pot să depășească și teritoriul Ucrainei. Asta e adevărat și pot ajunge chiar în... Spuneți o țară din vest. Plus că mai e și arma nucleară. Adică mitul ăsta... Asta discuție e. Peșcova mai lămurit. Haideți să vedem un minut, două, dintr-o emisiune. Din ce an e emisiunea? 2001. Deci acum 21 de ani. Haideți să vedem câteva minute. Să vedem diferența cât am îmbătrânit de atunci. Da, ne vom împăca iar aici, nu că ne-am fi certat vreo secundă. Haideți să vedem imaginile. Haideți să-l ascultăm pe domnul Pașcu, cel mai îndreptățit să ne spună în cazul unei participări cum și în ce fel. Deci vreau să spun, referindu-mă la prima chestiune, că practic aici nu e atât de mult și cel puțin judec și cum am simțit când am văzut lucrurile astea, nu cred că e numai o opțiune politică. Aici am fost martorii, eu am văzut live, ca să spun așa, cel de-al doilea avion când a lovit al doilea turn. Reacția pe care am simțit-o eu și bănuiesc că și alți cetățeni au simțit aceeași reacție a fost că, dom'le, este inadmisibil. Aici, practic, să ciocnesc nu două filozofii politice, nu două ideologii diferite, nu două școli de gândire mai mult sau mai puțin diferite, să ciocnesc două filozofii opuse unei altea. Una este filozofia vieții, care de fapt a creat civilizația, și alta este filozofia morții, care de fapt, iată, a demonstrat că, bun, oamenii ăștia au fost dispuși să moară, e problema lor, dar nu trebuie să-i oblige pe alții să moară din cauza asta. De ce să opteze ei pentru ceilalți și să-i impună cu forță această chestiune? Asta cred că este reacția. Și atunci, automat, unde să fie România? Să fie de partea morții? Unde să fie românii? De partea morții? Nu, românii sunt de partea vieții, de partea celor care au construit această civilizație. Dacă noi am dispărut, ele nu mai există, chiar dacă ele rămân pe pământul ăsta. Nu mai are cine. Da, spune cineva că se mânați cu Gorbaciov. Apropo de asta, mă întorc la... N-am pata aia aici. Apropo de asta, acea hartă nu se știa cui. Cred că se mâna cu Crimea, dacă stau să mă gândesc bine. Domnule ministru, credeți că, o întrebare venită de la fanii mei și tinerețea, credeți că dacă Ceaușescu, în 89, în decembrie, l-ar fi ascultat pe Gorbaciov și s-ar fi dus acasă, soarta României s-ar fi, istoria României s-ar fi scris altfel? Numai în ce-l privește pe el personal, pentru că altfel lucrurile erau tranșate. Adică lucrurile se schimbau oricum. Lucrurile, sigur că da. Comunismul ieșea din scenă. Nu mureau atâția oameni și așa mai departe. Da. Și mai era o chestie, poate nu apărea, nu era Iliescu la Ion Iliescu. Nici asta nu pot să-mi dau seama dacă era sau nu era. Bun. Nu-mi dau seama. Apropo de... Ar fi fost Petre Roman. Apropo de Crimea, clar. Era Pulovorul, era pregătit de mult. Glumesc. Ucraina a propus Rusiei 15 ani pentru rezolvarea statutului Crimei. Deci vedeți, domnule ministru, că încep ucrainienii să discute despre Crimea. Da. La început o fac, vorbesc despre 15 ani. Credeți că rușii o să accepte vreodată să discute despre Crimea pe parcursul a 15 ani? Niciodată. Vreau să vă spun că există un set de sancțiuni la adresa firmelor care fac comerț cu firmele rusești din Crimea. Separat de alea care sunt... Și? Vor continua, vă spun eu că vor continua. Știți cum va fi Crimea? Uh-huh. La fel cum a fost, cum n-au fost recunoscute statele Baltice de Statele Unite și Marea Britanie după încorporarea lor în 1940 în Uniunea Sovietică. Și asta le-a ajutat când au intrat în NATO și în UE. Cine este marele câștigător în urma războiului? Este un sondaj făcut pe YouTube. Au răspuns 238 de oameni, au votat. E un sondaj făcut de noi.
Și răspunsurile sunt așa: China 48%, Statele Unite ale Americii 30%, Rusia 21%. Deja ați influențat destul de bine rezultatul votului, domnule ministru. Apropo de România, toată această perioadă, ați fost ministru apărării, ați făcut politică la cel mai înalt nivel, ați fost europarlamentar ani de zile, ați văzut cum se mișcă Europa. Cum s-a mișcat România în toată această perioadă, de la declanșarea războiului? Acum, războiului acesta? Da, de asta vorbim, că... Nu puteam să facem mai mult decât am făcut, respectiv să sprijinim aliații, pentru că noi nu putem hotărâ de capul nostru. Când ești într-o alianță, nu poți să faci lucrul ăsta. Dar problema noastră principală a fost că România este apărată de alianță și toate măsurile care au fost luate de alianță și au fost luate și cu acordul nostru ne vizează printre alții și pe noi. Deci din punctul ăsta de vedere, România prin tot ce a făcut n-a făcut decât să-și întărească capacitatea de apărare ținând seama de amenințările din jur. Credeți în articolul 5? Da. Cred în articolul 5. Am să vă trimit, eu am scris în 2011, imediat după Lisabona, am scris un articol împreună cu secretarul general adjunct al NATO de la vremea respectivă, domnul Buckley, privind articolul 5. Și am să vă trimit să vedeți analiza pe care am făcut-o. Spuneți acum. Ideea e următoare. Am spus, se punea atunci problema dacă să se revizuiască sau nu articolul 5. Și am spus, articolul 5, concluzia noastră a fost că nu trebuie revizuit, pentru că în orice caz, orice situație care ar putea să intre sub incidența articolului 5, va fi discutată concret de Consiliul NATO. Și atunci ei vor da verdictul dacă este de articolul 5 sau nu. Și din punctul ăsta de vedere, articolul 5 este suficient de lax ca să permită o interpretare largă, și eu întotdeauna am fost adeptul unei interpretări mai ample decât o interpretare motamo. De ce? Pentru că atunci, dacă n-ai exact situația care e trecută în articolul respectiv, nu se aplică. Pe când dacă ai o perspectivă mai largă, poți să tragi de el și să-ți acopere situația.